și pământul, cerul, cerul și pământul. Omenirea să-l primească pe regele suprem, iar inima omenească lui să-i gătească loc, lui să-i gătească loc, lui să iată-ne din nou în ziua bucuriei, în atmosfera bucuriei, în locul bucuriei, aici unde Dumnezeul nostru este prezent și în seara aceasta, în după masa aceasta, loc în care dorim să-i aducem mulțumirea, recunoștința noastră și totodată să ne exprimăm bucuria care o sărbătorim în această zi, venirea în lume, dacă putem spune așa, sau întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De aceea mulțumim Domnului pentru acest har de care ne-a făcut parte în după masa aceasta și îl rugăm să petreacă aici cu noi, să fie parte la bucuria noastră, să fie de fapt motivul bucuriei noastre, să fie în atenția bucuriei noastre și Dumnezeul nostru să ne binecuvinteze. Haideți așa cum stăm înaintea Lui, să ne închinăm înaintea Lui, să-L binecuvântăm și în rugăciune, ca și în cântare, și să-L rugăm să fie cu noi. Amin.
Vă invit cu respect să reocupați locurile. Cu toată bucuria vă spunem și în după masa aceasta, bine ați venit la casa Domnului Dorin, ca Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, familiile. Și sigur, apreciem decizia dumneavoastră de a fi parte la închinare și în seara aceasta, din nou să ne reamintim de această sărbătoare minunată, când în lumea noastră a venit Mântuitorul lumii. Foarte mult se comentează, parcă mai mult ca în anii trecuți, despre e bine, nu e bine să sărbătorim ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Mai ales că sunt confuzii dacă chiar a fost pe data respectivă sau nu a fost pe data respectivă. Vreau să vă spun că nu greșim cu nimic. La venirea Domnului nostru Iisus Hristos în lumea noastră, au participat îngerii din ceruri și au exprimat bucuria cerul. Pământul nu trebuia să se bucure, ba chiar adresa îngerilor pentru pământeni, pentru cei cu care au ajuns atunci în contact, a fost: bucurați-vă că vă aduc o veste bună. Dacă îngerii ne-au spus să ne bucurăm, cerul s-a bucurat, împreună cu cel ce aducea vestea s-a unit oastea cerească și au cântat pentru slava și gloria Lui. Credeți că noi, în zilele noastre, facem o greșeală să ne bucurăm? Domnul să ne dea o bucurie deplină, aici în prezența Lui, în locul în care Dumnezeul nostru merită să fie lăudat și glorificat. Dacă nu o facem aici, mă îndoiesc că în alte ocazii o facem. Haideți să ne bucurăm și în seara aceasta de sărbătoare și să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru. Spunem, așa ca întotdeauna, bun venit și musafirilor, sigur celor care au fost anunțați deja, Domnul să-i binecuvinteze pe toți, începând cu fratele păstor Marinel Ceuță și cu toți ceilalți, familia dânsului. Dar în mod special în seara aceasta avem pe Anca Mărcinean din Cluj. Vă rugăm cu respect să vă ridicați în picioare, să vă cunoaștem. Domnul să vă binecuvinteze. A ajuns la Perth, la invitația familiei Rus. Domnul să vă binecuvinteze și timpul care îl petreceți aici împreună cu noi să fie un timp de amintiri frumoase, de un timp binecuvântat în care Dumnezeu să vă aducă bucurie, pace, împliniri și nu numai cât stați aici, ci întotdeauna. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Suntem salutați din partea fraților din Cluj, probabil mai multe biserici, că nu există o mențiune, Psalmul 115, versetul 15. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Domnul să facă lucrul acesta pentru fiecare din noi, atât pentru cei prezenți în locul acesta, cât și pentru cea care ne-a adus acest salut, cât și pentru cei ce au transmis salutul. Domnul să-i binecuvinteze pe toți! Continuăm ca în serile trecute și în cele următoare, dacă Dumnezeu ne dă zile, să ne bucurăm de sărbătoarea aceasta, de prezența Domnului la sărbătoare, pentru că El este Cel sărbătorit, și continuăm prin cântări de laudă, prin ascultarea Evangheliei și închinarea care o aducem prin atitudinea noastră după voia lui Dumnezeu în casa Lui. Împreună cu grupul de laudă, din nou slăvim pe Domnul și în seara aceasta, acum, după care urmează corul care slăvește pe Domnul cu prima cântare. Domnul să-i binecuvinteze!
Domnul să vă binecuvinteze. Tinerii vor slăvi pe Domnul cântând, după care și orchestra slăvește pe Domnul. Apoi, Domnul să binecuvinteze pe fratele Andrei Țibrea să slăvească pe Domnul cântând. Slăvi să fie Domnul! Aseară am avut un timp binecuvântat cu mulți dintre tineri și dacă sunt în sală, care nu a venit în față și a fost cu noi la colindă, vă rugăm să vă ridicați și să veniți să slujim împreună cu această cântare cunoscută cu mult în urmă în Betleem. Toți cei care au fost cu noi aseară sunt chemați să vină cu noi să slujim în seara aceasta. Thank you.
te sfântă binecuvântată, Iisus în iesle umil s-a născut. În lumea de păcate frământată, Mântuitorul a s-a coborât. Speranța-n sufletul trudit răsare, a zorilor lumine strălucesc. E cerul sărbătoare, mulțimi de îngeri îl preamăresc, mulțimi de iubirea-i jertfitoare, cu pace El a venit pe pământ. Nu vor fi roi nici lanțurile mare, nici asuprire al Său nume sfânt. El rege al regilor stă într-o iesle, simțind din plin necazul nostru greu. Glorie Lui, El în iesle e Dumnezeu. Și chiar în iesle e Dumnezeu. El este Domn, Hristos în vece rege, iubirea slava Lui vom preamări. Toți împreună dorim să slăvim pe Domnul din nou cântând. Apoi, din nou, orchestra slăvește pe Domnul.
Oh,
Thank you.
Și corul cântă pentru slava Domnului, apoi ne vom ruga Domnului. Păstorii au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat într-o iesle. Ei au genunchiat și i s-au închinat. Apoi s-au întors la turmele lor, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate ce le-au zisere și văzuse. Recunoaștem că El merită toată gloria, toată slava, toată cinstea. Cântam noi înainte că noi îi cântăm iubirea și slava Lui și o preamărim. Considerăm că este cel mai potrivit motiv să-L glorificăm pe Dumnezeul nostru și să-I mulțumim și să-L binecuvântăm. Pentru că sărbătoarea aceasta ne aduce în imagine o realitate care Dumnezeu a pregătit-o pentru omenire și s-a revelat omenirii într-o altă formă, formă pe care o putea atinge, vedea
și cunoaște în realitate. Apostolul Ioan spunea în Evanghelia sa, în versetul 18 din primul capitol, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut de cunoscut. Dar până să vină Domnul nostru Iisus Hristos în lumea noastră, oamenii îl priveau pe Dumnezeu doar prin credință, dar prin Domnul Iisus putea fi atins, putea să petreacă timp cu El, să mănânce la masă cu El, să meargă pe drum cu El, să-L primească în casele lor. Și Dumnezeu în persoana Domnului nostru Iisus Hristos era cu oamenii. De aceea îi mulțumim în ziua de astăzi că și nouă tuturor, nu numai celor din vremea Lui, ne-a dat posibilitatea aceasta ca să avem acces direct, să stăm înaintea Lui Dumnezeu, în prezența Lui Dumnezeu, fără intermediari, așa cum a fost în vremea de dinainte. Prin trupul Lui, spune Apostolul Pavel, El a rupt perdeaua din lăuntru, care despărțea locul sfânt de cel preasfânt și ne-a făcut intrare slobodă la Tatăl, odată pentru totdeauna. Avem o ușă deschisă. De aceea ne rugăm lui Dumnezeu. De aceea, ori de câte ori suntem împreună, îi cântăm laudele noastre, vorbim despre El, despre legile Lui, poruncile Lui, despre cum să ne trăim viața și să fim plăcuți Lui. Dar în același timp avem acces direct să ne rugăm Lui și El este gata să ne asculte. De aceea dorim să facem o rugăciune și de data aceasta. Dorim să ne rugăm Domnului pentru cei care se află în suferință. Este o zi de bucurie în care fiecare avem o satisfacție trupească și sufletească în același timp. Ne bucurăm de atâtea bunătăți cu ocazia sărbătorilor. Ne bucurăm de sănătate și mulțumim Domnului. Dar sunt atâția oameni care nu se pot bucura de aceasta. De exemplu, pentru un orb ca și Bartimeu, de câte ori răsărea soarele, pentru alții era o bucurie și era o zi nouă, dar pentru el era același întuneric la fiecare răsărit de soare. Pentru un om bolnav, oricât de multe bunătăți ar fi în fața lui, nu se poate bucura de ele. Și oricât de mare sărbătoare ar fi și importantă și involvați toți cei din jur, pentru el nu poate fi bucurie. Dar haideți să ne rugăm Domnului să fim și alături de aceste ființe care au nevoie de ajutorul nostru, de compasiunea noastră, de intervenția noastră înaintea lui Dumnezeu. Chiar astăzi, probabil cu o oră și jumătate înainte de a veni la casa Domnului, unul din vecinii mei, care este de origine indian, și el și soția, au un copil de aproximativ 3 ani și jumătate, nu vorbește. Este într-o stare de atât plânge și țipă și urlă, încât îl auzim aproape zi și noapte. A venit la ușa mea, ne-a adus un cadou de Crăciun, așa a zis el, dar cu o rugăminte, cu lacrimi în ochi, pentru că i-am spus că eu mă duc la biserică peste câteva ore. A zis, rugați-vă și pentru copilul meu. Într-o zi de bucurie, poate corul de copii cărora le mulțumesc, care au fost cu colinda, cât și tinerilor de aseară, dar corul de copii mi-a făcut o deosebită bucurie să fie cu colinda la noi. Și au ieșit și acești vecini ai noștri și le-au dat câteva ciocolăți. Nu știu dacă aceasta i-a determinat să se gândească că există un Dumnezeu pe care oamenii îl caută, unii l-au găsit și este de ajutor pentru omenire. Și m-au rugat, rugați-vă și pentru copilul meu. Haideți să o facem în seara aceasta. Dumnezeu să se îndure, să-i dea împreună cu viața care i-a dăruit-o deja Dumnezeu, să-i dea și sănătatea acestui copil și Dumnezeu să miște inima părinților
în această ocazie. Dumnezeu să se îndure! Ne rugăm pentru cazurile de boală de printre noi, frați care sunt aici împreună cu noi, dar frați și surori care de ani de zile n-au ajuns la casa Domnului, cum este sora Regina, cum este sora Jenny, sora Marioara Cristea. Domnul să se îndure de toți aceștia, Domnul să le dea și lor zile bune, fericite, atâta timp cât le dă viață să le dea și sănătate. Dumnezeu poate face lucrul acesta, suntem convinși. Ne rugăm Domnului și pentru familiile bisericii. Sărbătoarea, spuneam în ocazia începerii acestor sărbători, are ca menire să adune familia împreună. Și ce frumos este atunci când familia este împreună. Eu am avut o deosebită bucurie aseară să petrec cu toți cei 5 copii, toți căsătoriți și cu cei 13 nepoți. A fost atât de frumos împreună. Dar nu toate familiile se pot bucura de această împlinire sentimentală, spirituală și a vieții acesteia. Dumnezeu să se îndure de toate familiile din biserica noastră. Acolo unde nu este suficientă pace ca să le permită să fie împreună, Dumnezeu să pună pace, dragoste, înțelegere, unitate și să dea binecuvântările Lui. În mod deosebit, permiteți-mi să amintesc cele trei familii care săptămâna aceasta sunt pe lista noastră de rugăciune, așa cum obișnuim noi să o facem săptămânal, familia Iacobuță, fratele George și Daniela și copiilor, Domnul să-i binecuvinteze, fratele Daniel Faur și sora Raiciu și copilul lor, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, familia Filimon, fratele George și sora Mariana, cât și copiilor. Dumnezeu să se îndure de ei, să-i aducă la pocăință, să le facă bine, să le dea binecuvântări și pace și Dumnezeu să fie cu ei. Apoi ne rugăm Domnului pentru cuvântul din seara aceasta. Sunt convins că fratele Marinel nu se supără. Oricât de pregătit ar fi, are nevoie de harul lui Dumnezeu pe deasupra tuturor. Dumnezeu să-i dea și har, Dumnezeu să-l binecuvinteze și să se folosească de el în seara aceasta, în vestirea cuvântului, a mesajului care să fie important și de folos pentru fiecare din noi. Pentru aceste motive vă invit să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm Domnului, iar după aceea vom asculta citirea mesajului, cât și propovăduirea cuvântului prin fratele Marius.